Casa Mariei Ungureanu, o bătrână din Slatina care a decedat în urmă cu 2 ani, este motiv de scandal și după moartea sa. Două persoane care au îngrijit-o pe femeie, Rodica Ilie și Nicolae Mangâru, se ceartă în continuare pe această proprietate. Și unul și altul susțin că au acte și vor să-și poată folosi locuința. Scandalul a izbucnit în această dimineață când presupusa proprietară a intrat în locuința bătrânei decedate. În această dimineață, Ilie Rodica a intrat în curte fără drept, fără aprobarea mea. Eu am act care am întreținut baba timp de 4 ani de zile, a stat la mine acasă băbuța, am îngrijit-o, am spălat-o, din toate puterile mele, eu am îngrijit-o și am întreținut-o. Banii la cec i-a strâns, care ea, după 4 ani de zile, Ilie Rodica a capturat-o și a umblat cu ea ca să-mi anuleze testament. La rândul ei, Rodica Ilie susține că ea este proprietara locuinței bătrânei pe care a îngrijit-o timp de mai mulți ani. Femeia îl acuză pe bărbatul cu care se ceartă că minte și chiar a bătut-o de câteva ori. Bătrâna mi-a dat mie toată casa, deci eu am avut grijă de bătrâna. El nu a avut nimica, el m-a bătut, a făcut fel și fel de, ia uite, de intrări cu această mașină, iar a mai venit, iar s-a bătut și dincolo, a furat tot de la toate ambele domicilii. Scandalul dintre cele două familii a fost aplanat de poliție. Ambele persoane au fost urcate în duba poliției și duse la audieri. Pentru ce ați fost solicitat să veniți aici? În prima fază s-a anunțat o discuție contradictorie între două persoane. Da. De ce îi luați la poliție acum? Să verificăm documentele care le au cu privire la locuință. Nu este prima dată când cele două familii se ceartă. Atât bărbatul cât și femeia au mai fost sancționați în repetate rânduri pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Cât despre locuința mult râvnită, oamenii legii spun că cel care are dreptate este bărbatul. Nicolae Mangâru deține toate actele legale de proprietate a locuinței, iar Rodica Ilie nu vrea să accepte lucrul acesta. Problema celor doi poate fi rezolvată numai în instanță, susțin oamenii legii.